Liderul PNL Nicolae Ciucă pregătește lansarea cărții În slujba țării, cu un filmuleț despre cariera sa de militar. El prezintă cele mai importante momente din cariera sa, dar și imagini de pe frontul din Afganistan. Cartea va fi lansată zilele următoare, iar Nicolae Ciucă a explicat că nu se așteaptă să fie un bestseller, doar o carte obișnuită, prin care își prezintă cariera de militar și trecerea la viața politică. Nicolae Ionel, comandant al batalionului 26 infanterie Năgăie Basarab, se înaintează în gradul de locotenent colonel. Servesc România! Una parte din trupele combatante care sunt trimise în infernul afgan. Insurgenții au organizat ambuscade și au atacat forțele coaliției cu aruncătoare de grenade AG-7 și mortiere de 82 de milimetri. A fost o ploaie de lovituri de AG-7, peste 24 de lovituri. Prima luptă în care era implicată o unitate românească după cel de-al doilea război mondial a fost bătălia de la Nasiria, unde trupele românești au fost comandate în acea noapte chiar de comandantul batalionului 26 infanterie, locotenent colonelul Nicolae Ciucă. Infanteriștii și polițiștii militari români au dat dovadă de profesionalism și devotament și au reușit să încheie operațiunile fără răniți sau pagube importante. Una dintre ele a lovit la o jumătate de metru în rambleul drumului, în fața transportorului în care mă aflam. Au fost operații care au fost derulate de la 8 seara și se termina a doua zi. Se făceau schimburi de elicoptere deasupra noastră, pentru că nu mai aveau combustibil. Însă oamenii ăștia nu s-au dat bătuți. O armată bine pregătită și echipată, care poate pe orice suprafața lumii să apere omenirea de terorism. Asta facem aici, asta fac băieții ăștia. Ei fac pagini de istorie pentru România. Reputația bună a militarilor noștri provine inclusiv din acest fapt. Povestea intrării noastre în NATO este povestea fiecărui soldat din armata României care a pus serviciul militar pe primul loc, de multe ori cu riscul vieții. The President of the United States of America has awarded the Legion of Merit degree of officer to General Nicolae Ionel Ciucă for exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services.